Bine ați venit, dragi fecioare, la previziunile pentru următoarea săptămână, 18-24 iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Fecioară, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o analiză cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Funcția alătură este total diferită de cea abonează -te. Bun, dragi fecioare, este o săptămână interesantă, Venus intră în rac. Și asta înseamnă pentru voi un moment special, ca să spun așa, va activează o, o casă a prietenilor, a planurilor voastre de viitor. Și de ce nu cei mai mulți dintre voi puteți avea foarte mult noroc în zona grupurilor de oameni? Uh, mai ales dacă discutăm de străinătate, mai ales dacă discutăm, uh, știu eu. Uh, chiar și de ideea aceasta de a face bani. Da, pisicile uh, au venit la filmări de această dată ca niciodată. Uh, Mercur, de asemenea, face o poziție cu Pluto, da uh, și asta iar. Aduce pentru fecioară un moment puțin tensionat în relația cu un copil sau în relația cu cu persoana iubită, de ce nu? Poate chiar, știu eu, este un moment în care sunteți foarte mult concentrați pe planurile voastre de viitor, pe ideea aceasta de a socializa cu oamenii, de a urca cât mai sus, așa cum facem motanul și atunci este posibil să fi neglijat da, anumite, anumite lucruri. De asemenea, să știți că Mercur de asemenea intră în leu pe data de 19 și atunci, nu știu, e un moment în care fecioarele ar fi bine să fie mai, mai tăcute, să analizați mai mult lucrurile decât să le exprimați. Poate chiar când vine vorba de cariera voastră, de vizibilitatea voastră publică, parcă nu mai sunteți voi chiar atât de vocal, chiar atât de vizibil. Și vedeți că pot apărea anumite provocări din acest punct de vedere. Nu vă lăsați iarăși să spun așa, provocați da, de lucrurile care apar. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru fecioare este un moment foarte bun să studieze, este un moment foarte bun să vedeți și o parte mai ascunsă a lucrurilor, pentru că acolo să știți că puteți găsi niște elemente foarte importante și foarte frumoase care să vă ajute ulterior, da, cumva de prin august încolo, să vă ajute foarte mult în viața voastră de zi cu zi, Fecioarele intră într-o perioadă așa de pauză, pe deoparte. Apoi, soarele face o opoziție cu Pluto, iarăși, deci un moment, asta pe 20 iulie, un moment puțin tensionat, iarăși, în care parcă ies la iveală tot felul de secrete sau ați făcut voi ceva în trecut sau a făcut o persoană ceva în trecut și acum Cumva vedeți floricica. Da? Sau vedeți spinul, depinde de fiecare. Și iarăși, deci e vorba de o relație de iubire, e vorba de un copil, de niște proiecte pe care voi le aveți în desfășurare. Apoi pe 22 soarele intră în leu și. Aici, drepșuioare, chiar v-ar spune că ar fi bine să vă concentrați foarte mult pe tot ce ține de spiritualitate, pe tot ce ține de uh, ideea aceasta de a sta mai izolați sau de a călători, iarăși puteți să călătoriți, dar în locuri cumva mai ascunse, mai secrete, mai ciudate. Uh, chiar v ar fi de folos să dați puțin un pas înapoi, să vă ocupați de viața voastră privată, să vă odihniți mai mult. Uh, pentru că, repet, este un moment foarte binevenit pentru voi, deoarece vă puteți pune în ordine foarte bine ceea ce vreți voi să faceți de acum încolo. Chiar v-ar prinde bine o vacanță. Acum, da, nu știu ce faceți fiecare, dar uh, chiar ar fi binevenit bine pentru voi. Parcă terminați ceva și în sfârșit vă odihniți, în sfârșit vă relaxați. Tot felul de secrete, iarăși, pe care le puteți afla din zona profesională, și tot felul de relații ascunse, ciudate, pe care le puteți lega cu șefii sau cu autoritățile. Um, mai avem în weekend un trigon între Mercur și Jupiter. Um, iar asta înseamnă pentru fecioară chiar un moment bun să vă eliberați dintr-o situație care nu vă mai plăcea, care nu vă mai. Ajuta, ca să spun așa. Și care poate ține de familia voastră. Deci, și poate că apare o schimbare acolo care vă face pe voi să dați un pas în spate dintr-o relație, dintr-o situație. Hai să vedem. Chiar sunteți bine susținuți pe ideea aceasta de a încheia ceva în această săptămână, dar mai depinde și de voi ce faceți. Mesajul pentru voi este să respirați în momente de tensiune și să vă deschideți la schimbare. E chiar o săptămână bună pentru voi, serios, în care ar trebui să stați puțin mai liniștiți, să vă vedeți propriile voastre interese. Uh, parcă nu aveți energia vitală da, necesară pentru a face anumite lucruri. Și atunci puteți să vă concentrați pe voi, să vă concentrați pe lucrurile importante pentru sufletul vostru. Bun, primul mesaj pentru pentru fecioară este: Vei reuși ce gândești cu numărul 33. Numărul 3, numărul 6, numere foarte importante. Deci vei reuși ceea ce gândești, dar la un nivel foarte, foarte înalt. Poate, cine știe, de asta este startul unei perioade în care fecioarele e bine să fie ceva mai retrase, să se mai odihnească, să aibă grijă de ele pentru a vă încărca bateriile ca apoi să, uh, să spuneți lucrurilor pe nume. Apoi aveți culoarea verde foarte importantă pentru voi cu mesajul fericire. Și ultimul mesaj, o femeie în vârstă cu anul timpul de toamnă. Uh, cineva care programează ceva pentru toamnă sau uh, Poate chiar reușiți să rezolvați ceva și vine cu multă abundență către voi. Printr-o femeie mai în vârstă sau printr-o instituție mai veche, pentru alții dintre voi. Culegeți roadele. Hai să vedem mai departe. Nu știu de ce am luat ca, ca cărțile oracol. Poate mai trebuie să mai iau o carte pentru voi. Da, încă un mesaj, probabil trebuia să-l iau și pe acesta este să înlăturați orice nesiguranță și acum aveți ocazie. Hai să vedem și ce vă spune tarotul pentru următoarea săptămână. Moartea dintre voi și ceilalți, nu vă speriați că nu e vorba de ceva negativ. În mintea voastră șapte de monede deci se termină ceva ce ați așteptat voi mult timp. În inima voastră spânzuratul, la baza manifestărilor voastre, regina de monede, în exterior judecata, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, magicianul, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți trei de spade, energia generală, asul de spade. Așa cum spuneau, fecioarele uh, sunt puțin puse pe gânduri în privința unei decizii pe care voi o luați sau în privința unei soluții. Cineva ia o decizie radicală. Încheiați ceva. Pentru că energia dintre voi și ceilalți este arcana majoră moartea da? și aveți și un nou început. Nu vă speriați că nu e vorba de nimic negativ. Eu văd aici în cărți că voi treceți printr-o transformare foarte mare. Începând cu această săptămână, nu gata de săptămâna viitoare, viața fecioarelor e schimbată la 180 de grade. Radical. Pentru unii da, dar pentru marea majoritate nu. Pur și simplu acum încep demersurile. Se finalizează ceva anume se schimbă din profunzime, o relație, relațiile voastre cu ceilalți. Cineva se eliberează, da? se transformă dintr-o omidă în fluture. Aveți aripioare, vă eliberați. În mintea voastră, șapte de monede, văd că toți stați aici și așteptați ori niște bani, ori așteptați un răspuns din partea unei persoane. Alții dintre voi este ca și cum faceți un inventar, faceți o analiză, în privința locului de muncă, în privința zonei profesionale, momentan sunteți în așteptare. Și văd pe cineva căruia nu-i nu, -i, nu -i convine da, acest aspect, văd o persoană supărată, dar o să discutăm. În, mintea, în inima voastră aveți pânzuratul care vine cu o senzație de sacrificiu, o senzație de sacrificiu care ține de o persoană dragă vouă, un blocaj într-o relație, dar în cele mai multe cazuri eu cred că ceva se rezolvă. Da, e ca și cum nu prea puteți să faceți nimic în privința unei situații care ține de a construi ceva în casă, care ține de o persoană din familie care vă pregătește ceva sau lucrează cu ceva anume. Sunteți preocupați cu casa, nu știu, cu ceva anume și din acest punct de vedere nu, nu știu, nu reușiți să. Să schimb, mă rog, să vă adaptați. La baza manifestărilor voastre, aveți regina de monede, deci banii sunt foarte importanți pentru voi în această săptămână și văd că o casă, o mașină, un teren, ceva ce costă mult, o sumă mare de bani, iarăși. Are un rol foarte important pentru fecioară în această săptămână. Este ca și cum apar întârzieri sau apar, nu știu. Vedeți că spânzuratul ăsta aici nu vine cu, uh, cu ceva negativ, ci pur și simplu trebuie să înțelegeți să vedeți o altă persoană cu alți ochi sau să vedeți o situație dintr-o altă perspectivă. Din acest motiv simțiți voi acest blocaj aici. Deci nu e pus într-un sens negativ. Judecata în exterior uh, care vine cu o revedere, nu știu, o persoană se întoarce, o persoană ia o decizie importantă, se clarifică o situație pentru alții dintre voi. Cineva și-a și zborul, cineva pleacă și voi rămâneți așa foarte uh, surprinși. Magicianul în inima celelalte persoane și aici ori o persoană se simte manipulată, ori este o persoană care a obosit și care pur și simplu vrea o schimbare. În alte cazuri, vedeți că se petrece o transformare foarte profundă într-o relație pe care o aveți cu o persoană apropiată vouă, care lucrează cu mâinile sau o persoană care se ocupă cu mai multe lucruri în același timp. Poate fi uh, iubita, iubitul, poate fi o persoană dragă vouă, uh, poate să fie vorba de... știu eu, cineva din familie și așa mai departe. Dar pentru fecioarele care se află într-o relație în care lucrurile ba funcționează, ba nu funcționează, ei acum lucrurile se încheie. Da? Și este un eveniment foarte important pentru voi și simbolic pentru această lună iulie. Apoi avem trei de spade. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Este o persoană dezamăgită aici, o persoană ă, care nu prea îi convine toată această poveste, care s-a săturat de această așteptare. Aflați de o persoană care are niște probleme sau poate cineva vă pune în așteptare. În continuare, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot. Iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Uh, această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună și de asemenea aveți acces și la citirile pentru acest an 2022. Așa că vă invit cu drag să vă alăturați canalului, eu vă îmbrăcișez și vă aștept și la tarotul zilnic pe Zodii să aveți o săptămână cât mai frumoasă. V-am pupat!